Un moment mult așteptat de sute de elevi, cu multe emoții și entuziasm. Astăzi, Colegiul Național Pedagogic Ștefană Dobleja și-a deschis din nou porțile atât elevilor veniți pentru prima dată la școală, cât și celor reveniți din vacanța de vară. Să pot să zbor, să pot visa, să fiu copil. Directorul Colegiului Național Pedagogic Ștefano Dobleja, Laura Butaru, cât și autoritățile județene i-au așteptat cu brațele deschise pe elevii plini de emoție și entuziasm pentru începerea noului an școlar. Fiecare toamnă marchează un început de an școlar, astfel încât fiecare lună, septembrie, este marcată de emoția nostalgiei pentru că ne despărțim de zilele plăcute de vacanță, dar marchează și bucuria unui nou început de an școlar. Îi mulțumesc, doamnei director, pentru invitația pe care mi-a făcut-o să fiu astăzi alături de dumneavoastră, așa cum am fost și în primăvara acestui an, atunci când mă bucur că instituția pe care o reprezint, Consiliul Județean Hedinți, a avut plăcerea să fie partener și să susțină organizarea Olimpiadei Naționale de Psihopedagogie în municipiul nostru. Pentru că sunteți la început de an, vă urez tuturor, uitându-mă la entuziasmul de care dați dovadă astăzi, să aveți, în primul rând, sănătate, să aveți un an școlar bun, cu rezultate profesionale pe măsură. Cadrele didactice care vor ieși de aici, sunt convins că vor schimba din temelii și mentalitatea din învățământ și tot ceea ce este necesar vor face pentru a avea copii bine pregătiți, pentru a reprezenta cu cinste județul Mehedinți la concursurile și la olimpiadele naționale și pentru ca mare parte dintre ei să revină în învățământul mehedințean.